Bună ziua, dragii mei, Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România. Suntem la secțiunea Terapia prin Cultură cu domnul Alexandru Chiu, poet, epigramist și scriitor din comuna Balnoc. Și suntem în ziua de 1 iunie, în care sărbătorim Ziua Copiilor României, evident și altora, dar pe noi deștia ne interesează. Îi zic domnului Chiu, bine ați venit, domnule Chiu. Bine v-am găsit, domnule Mihai. Și nu putem să ne disociem de perioada în care trăim, având în vedere că 9 iunie vor fi alegeri. Nu este emisiune electorală, dar comentarii despre ce oferim copiilor noștri ca viitor este foarte important să aducem aminte. Genericul acestei emisiuni este preluat din Cartea Sfântă, acolo unde doctor Luca, ca un foarte bun analist, spune clar o scenă când unii certăreți le cereau ca să pună pumnul în gură copiilor, la care Domnul Hristos explică un lucru extrem de important. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copila să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Foarte interesant, o să mergem spre finalul emisiunii la acest subiect și ne vom opri pentru că am rugat pe domnul Chiu să se pregătească pentru terapia prin cultură la câteva elemente legate de alegeri. Apreciem că este foarte important ca oamenii să înțeleagă aceste lucruri și pentru că mai mereu în ultima perioadă de timp am identificat în spațiul public tot felul de manipulări, tot felul de uitări, tot felul de minciuni, tot felul de promisiuni fără acoperire. Am apreciat că ar trebui să avem un comentariu legat de acest subiect. Domnul Chiu, aveți cuvântul. Domnul Mihai, totuși m-am gândit că înainte de a începe să vă citesc acest comentariu care va fi pus într-o carte, împreună cu celelalte comentarii din emisiunile din acest an, totuși m-am gândit că fiind 1 iunie, să încep eu și să încheiați dumneavoastră cu ziua copilului. Și uitați, azi dimineața am avut geamul deschis și a bătut așa un zefir. Și iată ce am scris atunci. Prin geamul deschis, zefirul pătrunde și mânghe fața cu blândele unde. Visez copilașul din luna de mai, crezând că e la Balnoc, pe o gură de rai. Eu sunt copilașul cel de 78 de ani. Visez iepurași, căprioare, pitici, candoarea cu zâmbetul puilor mici. Bătrânul de azi, trecut prin zăpezi, se întoarce în vis la capra cu iezi. O, tu natură cu flori și miresme, cu feții frumoși și zâne măiestre, însumteți mereu un visul curat din noaptea senină cu cel înstelat. Deșteptându-mă vesel din lumea de vis, mă trezesc lângă robul Simone și Fritz și în loc de zâne și feții frumoși, îi găsesc pe acești zmei flămânzi și setoși. Aceasta a fost introducerea pe care o fac la acest comentariu. Și iată ce am scris eu în acest comentariu. Iată că au mai trecut 4 ani pe care îi adăugăm la cei 34 de ani irosiți de către poporul român, care a ales în toți acești ani în fruntea lui amatori ce s-au remarcat în primul rând prin tupeu, impostură, infantilism politic și managerial. Toate acestea au împins statul român spre faliment. Într-un moment de sinceritate instinctivă, președintele nostru a recunoscut și a afirmat că România este un stat eșuat. Cu toate acestea, fără jenă, aceiași indivizi, aceleași iene, se prezintă din patru în patru ani și ne cer fără rușine să-i votăm.
și să-i punem în fruntea cetății. Într-o poezie publicată acum 7 ani, în cartea Lacrimi Dulci, am surprins acest joc care a dus la falimentul nostru. Eu spuneam atunci că unii fără voi pleacă, iar când pleacă, alții vin. Ei având aceeași mască și aceeași pungă cu venin. Se repetă vechea piesă jucată cu măestrie, de eterna menestresă, cu sau fără pălărie. Aceiași oameni vin și pleacă și tot aceiași se rotesc într-o spirală nebunească a jocului carambolesc. Iată că în Banatul meu, în Timișoara mea, unica mea capitală de suflet, lucrurile se petrec ai doma celor remarcate mai sus în poezia mea. Numele acestor indivizi le-am amintit în epigramele mele, prin care am făcut nemuritor, după ce au participat la foste alegeri, unde au fost validați sau respinși. Ei participă din 4 în 4 ani cu dreptul etern pe care și-l arogă cel care uită că este muritor. Banatul și Timișoara au un spirit aparte, deosebit, despre care puteți afla pentru a-l înțelege citind proclamația din Banat. Domnul doctor inginer Mihai Rahovician, aici de față, este cel mai avizat și cel mai îndreptățit să vorbească despre acest act istoric în calitate de inițiator și semnatar alături de alți intelectuali și patrioți români. În acest comentariu atrag atenția vechilor și noilor impostori că pentru a conduce Banatul și Timișoara, în primul rând, trebuie să le cunoști istoria și să le înțelegi spiritualitatea. Această spiritualitate are o amprentă multiseculară în care cultura, educația și multiculturalismul își dau mâna, se întrepătrund și se asimilează reciproc într-un creuzet în care s-a format o cultură și o spiritualitate distinctă prin caracteristicile ei unice în spațiul românesc și central european. Acesta este Banatul, aceasta este Timișoara, capitala lui. Pentru a nu fi considerat utopic sau dejențat patriot local de către pseudo-analiști proveniți din școala analfabetismului funcțional, voi trece succint în revistă câteva din performanțele de notorietate europeană care susțin argumentele mele. Iată câteva. 1. În anul 1718 a fost atestată prima și cea mai veche fabrică de bere din România. 2. Tot în anul 1718 a fost deschisă în cartierul cetate prima școală elementară din România. Ați știut asta, domnule profesorul? 3. În anul 1745 s-a construit la Timișoara primul spital municipal din România. La Viena s-a construit după 24 de ani, iar la Budapesta după 30. În anul 1753, Timișoara a devenit primul oraș cu stagiune teatrală permanentă. Ce părere aveți despre cultura de atunci? În anul 1760, Timișoara a fost primul oraș al Imperiului Habsburgic cu străzile iluminate cu lămpi. Vai de voi, domnilor candidați! În anul 1771 la Timișoara a apărut primul ziar din România, Temeșvar Nachrichten. În anul 1815 la Timișoara s-a deschis prima bibliotecă publică cu împrumut din Imperiul Habsburgic, s-a numit Iosef Klapka. În anul 1819, pentru prima dată în Europa Centrală, la Timișoara s-a administrat primul vaccin antivariolic. În anul 1823, la Timișoara, Bulea Ianoș a anunțat descoperirea primei geometrii neeucleidiene din lume. Ați știut asta, domnule învățător Robu? În anul 1847, în curtea fabricii de bere din Timișoara, a avut loc primul concert al lui Johann Strauss din afara Vienei. În anul 1884, Timișoara a fost primul oraș de pe continentul european, iluminat electric cu 731 de lămpi. În anul 1886, la Timișoara a fost înființată prima stație
de salvare din Ungaria și România. În anul 1895, la Timișoara a fost asfaltată prima stradă din România. Iar în anul 1899, la Timișoara, a circulat primul tramvai din România. Au urmat alte și alte premiere naționale și europene. Eu m-am rezumat doar la cele din secolul al XVIII-lea și cel de-al XIX-lea. Performanțele din secolul al XX-lea au fost cele notabile, iar cele din secolul al XXI-lea, după primul sfert de veac, sunt doar politice în sens negativ. Notoritatea lor anulează avântul meu de a remarca ceva pozitiv. Pentru cei care legătura cu istoria este inexistentă sau pasageră, este inutil să dau informații despre organizarea, datinile sau credința multiconfesională care au dat armonie, toleranță, înțelegere, într-un cuvânt, civilizație acestei zone binecuvântate de către Dumnezeu. Amintesc celor care nu cunosc, dar vor să conducă destinele urmașilor celor care secole la rând au făcut cinste acestui popor, că 98% din familiile bănățene au făcut parte din clasa de mijloc, iar 12% sunt, iar 2% sunt acei demitari care 3 secole au condus Banatul. De ce nu le urmați exemplul dumnilor candidați? În toate cele 3 decenii care s-au scurs de la Revoluția din 1989, Timișoara a fost un oraș cu orientare politică de dreapta, așa cum a fost dintotdeauna, fiindcă politicile liberale au stat la baza dezvoltării sale. Cu toate acestea, Timișoara nu s-a dezvoltat, a stagnat și a suferit din lipsa resurselor. Aceste resurse fără de care nu se poate dezvolta. Stați să vedem, domnul Mihai, să mai iau aici o hârtiuță. Este de neconceput. S-au aflat toate aceste resurse la Guvernele Roșii de la București, așa cum se explică că nu avem stadion municipal, spital, centru de ocolitoare a orașului. Dar ce am remarcat, bine că are Alexandria, Târgu Jiu și alte mici orașe. De 30 de ani, tinerii nostalgici roșii încearcă să pună mâna pe Timișoara prin minciună, dezinformare, promisiuni și mite electorale, prin care au amăgit pensionarii sărăciți de neajunsuri. Spiritul Timișoarei a respins de fiecare dată aceste încercări umilitoare. Iată însă că au apărut și în partidele de dreapta, peste noapte, din jobenul infantilismului politic, aventurieri mărunți, care prin trădare a idealurilor și doctrinei liberale vor să ajute stânga iliesciană să cucerească acest oraș. Acest lucru denotă că lumea politică din zilele noastre s-a degradat într-o măsură alarmantă. Această degradare de măsura degradării societății noastre. Faptul că sunt primitivi în gândire, aroganți și mândri de prostia lor, este probat de comportamentul lor din zilele premergătoare a alegerilor din acest an. Iată această malformație din gândirea și comportamentul lor politic. 2 partide politice cu doctrine total opuse, PSD și PNL, au făcut o alianță preelectorală fără să ține cont că este împotriva conceptelor doctrinare ale partidelor lor pentru a câștiga alegerile care vor urma. Au trecut cu vederea că la alegerile trecute urmăreau să se elimine din viața politică. Pentru acești politicieni, infantilismul ar fi o laudă. Când îi vezi pe Robu și pe Simonis, te umple râsul și te gândești la Stan și Bran. O altă anomalie care dă balcanismului nostru originalitate este aceea
că județul meu este reprezentat în cele două camere legislative de către deputați și senatori care domiciliază în alte județe sau în capitale. Cum pot aceștia să cunoască specificul zonei, trecutul și tradițiile, necesitățile și așteptările noastre? Toate acestea sunt de neînțeles pentru un alegător. Mi-e teamă că în acest secol, cu așa politicieni, cu un factor uman înjumătățit de exodul necontrolat, determinat de politica falimentară, orașul meu va întâlni primul secol când dezvoltarea sa se va opri. Va fi un cataclism venit după 300 de ani de continuă dezvoltare. Acest lucru îmi provoacă tristețe, însă am convingerea că spiritul Timișoarei va da de pământ cu acești impostori și Timișoara va renaște ca legendară pasăre Phoenix. Și iată câteva din epigramele publicate în cărțile mele în anii trecuți. Anul 2017 era primar la Timișoara Nicolae Robu. Prima epigramă. Robu, rob al ignoranței, nu renunță în niciun fel la rigorile prestanței de profesor Mititel. Nicolae Robu ne-a promis un metrou, utopie sau prostie. Robu vrea din adinsul să percepem un ecou, căci visat odată dânsul o să facă un metrou. Și robul, dacă e luat așa pe nesimțit, are un handicap. Iată handicapul primarului Robu. Efeminatul Nicolae, robul pletelor vopsite, se încurcă și se îndoaie dacă e luat pe nesimțite. L-a urmat la primărie domnul Friț. Acesta a fost succesorul domnului Robul. Și iată ce îl întreb eu pe domnul Friț. Friț, te rog să nu ne minți și nu ne face de ocară. Tu pe cine reprezinți în acest colțișor de țară? Și sunt nedumerit. Ai apărut de nicăieri, într-un oraș cosmopolit și avem veridice păreri să credem că ai fost sprijinit. Oare de cine? De Robu. Și am și o de Robu. Este produsul Robu. Prestația domniei sale, evident că a creat această malformație a adevărului și... Chiar dacă v-am întrerupt un pic, că Nu e nimic. Chiar vă rog. Să comentați ce... Deci, din punctul meu de vedere, eu mi-am exprimat ca realizator de emisiuni, chiar dacă nu este o emisiune electorală sau dezbatere electorală, ci e o emisiune destinată copiilor, pentru că și ei trebuie să audă că în viață trebuie să ai prestanță, trebuie să ai corectitudine, să fii onest, să nu te transformi în așa zisă etică politică, care transformă minciuna în adevăr pentru făptirea binelui public. Vă rog, domnul Chiu. Și am și o curiozitate și întreb pe domnul Friț. Ca lucrător pentru progres, LGBTist evoluat, te întreb, de ce nu ți-ai ales ca soție un bărbat, domnule Friț? Am o curiozitate. Eu nu sunt curios și mă bucur că nu are. Da. Vorbeam mai înainte și de Stan și Bran și de, uite, și l-am și pe domnul Alfred Simonis. Eu n-am mai auzit până anul ăsta de el. June primi, se pare. Ca și Friț, domnul Simonis apăruse din neant și limită pe Adonis cum face vestitul neamț. Exact ca Friț. Simonis promite ca, cu domnul Robo împreună, ca vestiții Stan și Bran vor face o treabă bună în deșertul timișean. Hei, e oprit să facă până acum, domnul Chiu, haideți să lămurim lucrurile. Foarte mulți din cei care ne cer acum să le acordăm votul au îndeplinit la București tot felul de funcții. Șefuți, șefuți, șefi mai mici, mai mari, prim-miniștri. De ce n-au făcut și acum fac tot? Ia câtă pe culoarul ăsta al... propagande electorale, venim și aruncăm 10.000 de proiecte. Care mai de care mai interesante? Eu am o întrebare, chiar că merge cu epigramă, trebuie să vă gândiți la ea. Cu cine le face domnul?
Cu cine le face? E suficient să fie afirmate sau susținute? Pun și o întrebare, dacă s-a dat acum hotărâre de guvern pentru stadion, pentru construcție, dar n-ai dat-o pe aia demolare și Simonis se pune în fața stadionului și aruncă mingea la domnul Nica. Păi cine-i la guvern acolo? Ciolacu sau Simonis sau Nica? Păi l-au dat la o parte. Nu că aș avea ceva cu Nica, doamne, iartă-mă, că fiecare face ce crede, nu? Domnule Mihai, ei au rămas așa blocați în doctrinele lor de 34 de ani, acela a analfabetismului funcțional. Ei nu știu să perfecționeze minciuna. Astea sunt minciuni vechi, minciuni primitive, cum au fost cele care, pe care ni le-au prezentat de 30 de ani. Auzi, Dar am uitat de Chiu, am uitat de alinica. Numai Aceste... puțin, numai Da? puțin. Da, Am da, primit pe Messenger de la domnul da. Alfred Simonis. Cu ce vă Da. ajutăm, domnul Mihai? Sau stai să văd cum scrie. Nu, eu am rămas puțin așa interzis. Eu sunt chiar așa de... Ne-a foarte... ajutorat. Nu știu, dar Da. oare ce... Stați să găsesc, ar fi interesant să găsesc, să citesc exact, că am primit de acolo și zic eu, mă, dar oare ce o fi vrând să-mi zică? Cu ce vă ajutăm? Am rămas mut, eu nu înțeleg, eu n-am cerut la nimeni nimic. Iar îmi vine pe Messenger, cu ce vă ajutăm? Cu ce vă ajutăm? Cu ce ne ajută? Adică, pe mine m-ar ajuta dacă n-ar fi. Pe toți ne-ar ajuta dacă n-ar fi. Pe toți. Vă rog, continuați. Și nu am vrut să spun că nu trebuie să-l uităm și pe Alin Nica, vicepreședinte câțist, pentru că în ziua când behăia Rares Bogdan, Câțu președinte, Câțu președinte, Alin Nica era vicepreședintele lui Câțu. Un alt mare trombonist, e timișoreanul Nica, Lingău și-l pus câțist, și el plimbă minciunica. Așa scriam eu acum un an și ceva, sau când a fost întrunirea lor atunci. Pe toate aceste, tot acest comportament este vulgar, primitiv și, vă spun cinstit, mi-e scârbă de el. Aceiași oameni vin și pleacă și pe aceiași oameni îi votăm. De ce? Cine-i trageți votează? Auziți, cine-i da. votează? Eu nu cred că... Eu nu-l votez nici pe Robu, nici pe Nica. Mi-am exprimat punctul oficial. Nu a reușit să mă convingă, din punctul meu de vedere. Ca să mă convingi, trebuie să mă arăți ce ai făcut. Deocamdată eu n-am simțit să fi făcut ceva pentru mine. Asta e. Eu scriam într-o carte prin anii 95-96. E o poezie, uite, am dat de ea. Prin jungla post-decembristă, votantului. Eu atunci eram votant, mare votant. Am rătăcit prin jungla nesimțirii, printre hățișuri fără de hotar și căutând un drum al fericirii, am constatat că îl caut în zadar. Această junglă este bântuită de cei aleși prin fraudă la vot. De o masă de votanți nechipzuită, printr-un scenariu fals și idiot. Asta a fost în prima decadă după Revoluție. Aceeași Caterincă la votare v-au prezentat-o în vorbe și în scris. Ei v-au promis belșug și bunăstare și o viață mai ceva ca în paradis. Ați suferit aproape 3 decenii și ați acceptat minciunile demn, nedemn, căci ați crezut în basme și tâmpenii când v-ați întors la sabele de lemn. Treziți-vă și voi români de acum și nu mai fiți atât de naivi. Uniți-vă cu toți și puneți mâna pe vot și alungați pe acești falșivi. Deci înseamnă că jungla, această junglă prin care ei merg la vânat, victimele suntem noi, e de 30 de ani.
Și în continuare mai scris tot așa o poezie în completarea acesteia. Am rătăcit prin jungla României și prin hățișuri fără de ieșiri. Am căutat un drum al avuției prin intermediul propriei gândiri. Deci eu am fost atunci un tânăr, acum sunt bătrân, care căutam o soluție prin democrația asta să fac și eu ceva, să las în urmă copiilor și nepoții numai ceva. Dar hienele care își au arealul acolo unde oamenii trudesc, m-au atacat prin spate cu vânalul pentru că îndrăznisem să gândesc. În lumea lor sunt buni doar idioții și cei care gândesc la fel ca ei. Sunt acceptați și promovați mafioții și cloaca populată de mișei. După o încrâncenată hărțuire, m-a obligat să mă înstrăinez, să-mi schimb filozofia din gândire și să renunț la românescul crez. Am emigrat cu amărăciunea în vene, dar am să mă întorc în beata țară și le promit scârbavnicilor iene că vor avea de face cu o fiară. De aceea vă rog, tinerilor care sunteți plecați de aici, datorită acestor netrebnici, întoarceți-vă și dați de pământ cu ei. Prin vot. Că numai prin vot puteți da într-o democrație. Cum interpretați ce spune domnul Simonis? Salut, Mihai! Te rugăm să ne spui cum te putem ajuta. E o chestie mărșavă, meschină, urâtă și e aceeași minciună pe care am Continuă, mă prezentat-o interesează, oamenilor. puteți spune mai multe? Adică eu am impresia că e ceva automatism și seamănă manipulare, pentru că eu... Asta vorbeam înainte, că nu știu nici să manipulez. Au rămas încremeniți în anii 90 și au luat de la bunicilor. Roșii au luat aceste metehne. Hai să ne rămânem tot, uite, generație cretină de polițieni corupți. Cine credeți că e de vină? Au trecut 2 milenii de când facem Sfânta Cruce și mă întreb concetățenii unde și de ce s-o duce. Unii pleacă în exil, alții vor ca să rămână. Și ca un creștin umil, eu vă întreb cine e de vină. A trecut un centenar de când nu mai mâncăm la cină. Și prin gest protestatare vă întreb, cine e de vină? Am pierdut pe lângă țară chiar și dragostea divină. Iar de suntem de ocare, eu vă întreb, cine e de vină? Dacă azi trăim ca proștii, întrecându-ne în minciună, întreb guvernanții noștri, cine credeți că e de vină? Postscriptum. Un vremelnic deputat îți va spune plin de el că de veacuri vinovat este statul paralel. Și uitați ce caracter au acești oameni. Uite, păcătoasă amnezie, iarăși o poezie scrisă acum 20 de ani. Atunci când mănâncă bine, cei din jalnica elită uită tristele destine care n-au ce să înghită. Uită de vieții sărmani, de bătrânii din azile, pentru care nu sunt bani și mor văduviți de zile. Uită de cei din spitale, care nu au bani de șpagă și de crunta noastră jale când ne moare ființa dragă. Uită de copiii străzii și de virusi mortali, căci adulmecarea prăzii îi transformă în șacal. Uită și de omenie și mânați de egoism în penală cârdășie, dau vina pe comunism. De acolo moștenim toate relele. Și de ce a ajuns țara noastră în acești 34 de ani? Țara noastră este ca o gară părăsită. Sărmana mea țară, bietul meu stat, e ca o gară fără împegar. Ușine puține și puțin călător, a ajuns o rușine pentru vizitatori. Trenuri trec rar prin pustiita gară și nea toate par de râși ocară. Ele duc spre niciunde cu viteză precară și nu pot ascunde dezastrul din gară. Acarii conduc destinele sale și zilnic produc accidente fatale. Ca o tristă gară, fără împegar, este beata mea țară, sărmanul meu stat.
Cred că și aici să nu uităm că aici trebuie să punem un pic punct la chestiunile astea, să zicem așa, electorale, în sensul în care subiectele pe care noi ne-am propus azi de a înțelege lumea că manipularea nu este sănătoasă, că promisiunile neacoperite, perpetuate, nu fac bine deloc, iar răspunsurile care am vrea să le primim de la acești oameni care se cred serioși, ar trebui să fie pertinente. La un moment dat, într-o glumă, spuneam către fostul primar Ciuhandu, domnule primar, o calitate dobândită în viață, aproape nu mai pierzi niciodată, decât după ce pleci pe lumea cealaltă. Cred că ar fi interesant să avem în fiecare an alegeri. Sunt atât de multe promisiuni încât raiul a devenit nu utopia prezentată de ei, ci poate o perspectivă. Întreb și eu așa, gândindu-mă la, să zicem, faptul că se minte frumos. Nu prea cred că nu se minte. De ce ajunge lumea să creadă, domnul Ochiu? Păi uite, apropo de minciună, vei muri fără a înțelege omul care zilnic minte, iar prin încălcări de lege poți ajunge președinte. Vei muri fără a înțelege de ce mint aleșii toți, iar parlamentul drege legi se apele pe toți. Vei muri fără a înțelege de ce pe la tribunale, ca să-ți afli dreapta lege, ți se țin multe parale. Vei muri fără a înțelege de ce unii cetățeni nu respectă nicio lege și spun că sunt europeni. Vei muri fără a înțelege țara în care azi trăiești și în care legea e lege doar pentru cei slabi și proști. Asta e despre minciună, domnule. Și acum vreau să vă spun că am scris acel articol din dorința sinceră de a îi face pe oameni să gândească. Dacă gândesc sau nu, vom vedea după alegeri. E evident că este o chestiune de informare, pentru că dacă nu vom comunica corect și nu vom spune lucrurilor pe nume, nu vom putea ajunge la final. Și spuneam în finalul acelui articol un lucru esențial. Dă-le înțelepciune timișorianilor se aleagă, având în gând și faptul că fiecare comunitate va avea ce conducători își merită. Vă rugăm, deci, să alegeți pentru viitorul copiilor și nepoților noștri, și a voștri, și a lor. Și haideți să ne aplecăm spre ceea ce Mântuitorul spune, având în vedere că e ziua copilului, să mergem totuși, să mergem spre o rază de speranță și să facem o analiză a copilului. Caracteristicile unui copil variază în funcție de vârstă, personalitate și contextul în care trăiește, dar există câteva trăsături generale care pot fi observate la majoritatea copiilor. Copiii sunt curioși, sunt energetici, au multă energie, creativi, se adaptează foarte, foarte ușor, de aceea foarte mare grijă ce li se oferă, sociabili, pentru că ei le place comuniunea, emoționalitatea care îi caracterizează, având în vedere că ei trec de la o stare la alta, pot fi fericiți, furioși sau triști în funcție de situație și se exprimă sentimentele în mod direct. Sunt dependenți. Copiii sunt dependenți de părinți pentru hrană, îngrijire și confortul emoțional. Dar au și o capacitate de dezvoltare cognitivă, fizică și emoțională ale acestora sunt într-o perpetuă dezvoltare. Sunt capabili să învețe noi și abilități și concepte. Și pentru ei nu e o dificultate a fi empatici și simpatici. Chiar și de la o vârstă fragedă, copiii pot arăta empatie față de celălalt și pot fi afectați de emoțiile și stările celor din jur. Evident, cu cât îmbătrânim aceste chestiuni, evident,
ne marchează. Sinceritatea este cea care joacă un rol esențial în dezvoltarea și creșterea copiilor, având multiple implicații și beneficii. Trebuie construită încrederea. Întreb și eu, domnul Chiu, cum construim actualmente încrederea copiilor noștri? În primul rând, trebuie să întărim școala. Și iată de ce spun asta. Pentru că școala este ca un soare, e un bun luminător, e o sursă de izvoare și de geniu creator. Fără școală, omenirea ar fi încă primitivă și n-ar avea schimbată firea lacomă și agresivă. Lipsa școlii e dovada că omul e și animal, care adesea cade pradă actului instinctual. Aici școala intervine ca un bun terapeut și îi dă înțelepciune celui ce e nepriceput. Îi trezește rațiunea în mod amplu și distinct și determină pasiunea, adormindu-i pasiunea, păcătosul instinct. Asta este școala și numai școala poate să facă. Și școala este formată din elev și dascăl. Uite, școala este farul ce călăuzește din prima zi școlarul și îl pregătește să respecte țara în care s-a născut, familia și vatra în care a crescut, să se pregătească pentru viitor și să dobândească stima tuturor. Dascălul să fie tatăl tuturor, bibliotecă vie, cu har nemuritor, să dea sfaturi bune celor nepregătiți și să îi îndrume pe cei ce sunt rătăciți. Viața lui morală, de om educat, să fie în școală exemplu de urmat. Școala și elevul, cu dascălul lor, veșnic este farul nostru al tuturor. Și, domnule Mihai, discutăm de ani și ani despre analfabetismul funcțional. Acesta a apărut pentru că am neglijat școala. Ne vor trebui generații să revenim la normalitate. Pentru că cum? Haideți să vedem și cum. Haideți să vedem și cum. Dezvoltând moralitatea prin încurajarea sincerității, copiii învață să facă diferența între adevăr și minciună, ceea ce trebuie contribuie la formarea unei baze etice și morale solide. Aceasta este esențială pentru dezvoltarea lor ca adulți responsabili și integri. Îmbunătățirea relațiilor sociale. Sinceritatea ajută copiii să construiască relații autentice cu cei din jurul lor. Prietenii și colegii vor avea multă încredere în ei și vor aprecia onestitatea lor, ceea ce poate duce în relații de durată și la un sentiment de apartenență. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, copiii aceștia care urmăresc adulții promotori ai minciunii ca transformată în adevăr, pot să dobândească o moralitate și să-și îmbunătățească relațiile sociale? În genere, copilul are un model în viață și ea. Și primul model este părintele lui. Nu răspundeți la întrebare. Iertați-mă, n-ați răspuns la întrebare. Eu am întrebat simplu. Da? Mai au modele de la politicienii noștri care transformă minciuna în adevăr? E cum să aibă modele când aceștia atacă morala creștină? Aceștia o atacă, nu o protejează. Viitorul moralei creștine este drastic amenințat de noi și ciudate doctrine, cu obiective și program necurat. Se promovează în școli necredința și haosul printre copii, ascunzând malefic tendința încercării de a-i păcăli. Asta fac aleșii noștri. Li se dă libertate totală să facă tot ce ei vor, să nu țină cont de morală și nici de profesorilor. Politicile anticreștine fac parte din jocul subtil al unor doctrine păgâne, strecurate pervers și abil. Prin guverne și parlamente dominate de către atei,
de oameni cu fir obediente și o clasă de lideri mișei. Atenție ce alegem! Promovarea moralei creștine dă lumii normalitate, îți dă respectul de sine ca tu să-l duci mai departe. Fără morala creștină, conduita umană dispare, iar statele tind să devină țarcuri cu foste popoare și civilizații. Bruxelles mereu pentru mine va fi un loc necurat, căci acolo aceste doctrine au venit și s-au maturat. De acolo a venit progresistul, de acolo a venit Fritz și cei ca el. Haideți să mergem spre final, pentru că ne apropiem cu pași repede de împlinirea timpului și trebuie să le spunem adulților că trebuie să învețe pe copii responsabilități. Sinceritatea implică asumarea responsabilității pentru acțiunile și greșelile proprii. Aceasta îi ajută pe copii să înțeleagă consecințele comportamentelor lor și învață să fie responsabili și corecți. Am pus întrebarea, cine este de vină pentru pe cei 45% de analfabeți funcționali identificați în spațiul public în mod oficial? Oare putem să avem încredere în oameni care spun că i-au promovat numai elite? Printre vinovați mă număr și eu. Nu, dar vă întreb, domnul Chiu, dar cum poate cineva să facă o astfel de afirmație după ce ocupi tot felul de funcții în sistemul de educație, în învățământ și după rezultatul ăsta catastrofic, să zici așa ceva? Cum vi se pare? Mi se pare că e o boală ancestrală la noi să păcătuim. Și bine că mi-ați luat minge la fileu, am scris zilele trecute o poezie. Radiografie spirituală se numește. Scrisă în... un moment. În data de 23 mai. În vremurile de robie, poporul meu a suferit, dar n-a pierit în sărăcie, că se salvase prin mințit. Neortodoxa strategie de a recurge la furat avea de atunci ca să ne fie dezonoare și stigmat. Românul nu a mai plătit birul ce i s-a impus, pentru că i-a păcălit pe cei care l-au supus. El făcuse din minciună adevărul absolut, armă care să devină pentru el vremelnic scot. El a fost determinat de către asupritori să recurgă la furat și să mintă uneori. Să fură și să ascundă din ce turcii i-au luat și apoi ca să pretindă că e total nevinovat. Și a făcut singur dreptate, furând ce era al lui, nu de la străin sau frate, ci din jaful turcului. Și mințitul și furatul devenise o cutumă, iar bietul român săracul a crezut că e faptă bună. Secularul obicei l-a practicat cu optimism în toți anii aceia grei, când trăia sub comunist. Toate aceste apucături la alegeri răbufnesc și e scos din fundături vechiul viciu românesc. Candidații se pretează să-i atragă prin minciuni pe cei care îi votează promițându-le minuni. Deci întrebați la Uniune despre alegerile firești, candidații le vor spune că sunt tradiții românești. A venit acum timpul ca după sutele de ani să lăsăm în urmă viciul practicat sub otomani. Postscriptum. Poporul meu s-a remarcat prin milă și iertare. A fost bun și a ajutat pe cei fără apărare. Românii au fost și sunt creștini și cred în Dumnezeu. Și nu le pot aduce vini cei cu stigmat ateu. Și criticii din Uniune au tradițiile lor, despre care putem spune că-s din filmele horror. Noi avem justificare pentru aceste rătăciri și putem primi iertare, că-și fusesem și martiri. Cei ce cred că nu au vicii, spunând că suntem infractori, pe vremuri erau ca turci, și hoți, și cuceritori. Ăsta e spiritul nostru. Cum îl schimbăm? Mergând la proclamația din Banat, unde noi, cei care am gândit-o, care am structurat-o,
Ne-am adresat națiunii române cu încredere pe baza lui Dumnezeu, care ne întinde mâna și vrea ca din școala românească să se dezvolte învățământul care trebuie să se concentreze pe mai mult pe formarea persoanei decât pe simpla acumulare de cunoștințe. Din școala românească trebuie să iasă 1. Oameni de caracter ghidați de principiile și valorii morale creștine care stau la baza civilizației europene. 2. Oameni dorniți să învețe toată viața și capabili să o facă. 3. Buni cetățeni receptivi la nevoile comunității și dispus să slujească binele comun. Iată de ce fac apel la toți cetățenii României, părinți, bunici, să înțeleagă că de ziua copiilor noi am încercat prin această emisiune numită Terapia prin Cultură, mai umoristic, mai critic, mai acid, să prezentăm o stare de fapt, să prezentăm o situație în care noi ne confruntăm cu promisiuni deșarte, care dacă nu se împlinesc, vor fi motivate ca fiind campanie electorală. Din nefericire, această clasă politică a ejurat, pentru că se bazează pe lucruri care nu servesc binelui comun, nu slujesc poporului român. Minciuna, corupția, lipsa de onestitate și dorința de mărire nu fac altceva decât să fie la un pas de cădere. În ziua aceasta, putem spune, am încercat împreună cu domnul Alexandru Chiu, poet, epigramist și scriitor român, în viață, de o vârstă frumoasă, care ne conferă dreptul să spunem că atunci când am gândit să instituim premiu pentru literatură, poezie și acordul bunelor maniere Alexandru Chiu la școala din Balog, își are sensul pentru că noi vrem să investim în copii. Și rog pe bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să putem să înțelegem acest lucru. Și înainte de a închide, aș vrea să rog pe domnul Chiu să conchidă această emisiune pentru copii, să aibă câteva gânduri. Doresc multă sănătate tuturor copiilor lumii și transmit copiilor României, pe care îi iubesc necondiționat, sănătate și un viitor mai bun. Și îl rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România și nu numai, pe toți copiii lumii, să înțeleagă că viitorul este al lor, o condiție. Dacă sunt lăsați să meargă la Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum spunea odată dr. Luca în Evanghelia lui, lăsați copilașii să vină la mine, citându-l pe Domnul Hristos, și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Și dacă am vorbit de sinceritate, dacă am vorbit de curiozitate, am vorbit de îndrăzneală, astea sunt lucruri care ne trebuie la fiecare dintre noi și mai ales la copiii României. Doamne ajută să ne vedem sănătoși și la mulți ani, dragi copii, cu multă înțelepciune, putere de muncă, pentru că țara voastră se numește Grădina Maicii Domnului, și trebuie construită și îngrijită în așa fel încât Dumnezeu să dea ploaia binecuvântării peste ea. Doamne ajută și să ne vedem sănătoși!